Bună seara! Mă bucur că putem să continuăm ceea ce am început și ca să nu pierdem niciodată firul, am mereu o folie sau câteva folii cu care încep ca să ne reamintim unde ne găsim. Ne găsim în locul în care rațiunea noastră trebuie să judece lucrurile și are nevoie ca să judece lucrurile corect, după o scală corectă și vom vedea că scala aceea trebuie să fie în afara minții noastre ca să putem judeca corect. Vrem să înțelegem cele patru lucruri, legea, structura noastră, nevoile noastre și funcția, pentru ca să avem o fundație obiectivă, indiscutabilă pentru felul de a interpreta. Am văzut că omul e făcut din două bucăți care dau al treilea. Așa cum pianul și pianistul dă muzica, așa duhul și trupul fac sufletul. Și acum, pentru că întregul trup este în scoarță, în stânga și în dreapta, duhul trebuie să fie doar pe scoarță ca să conducă întregul trup. De aceea, toate problemele omului se află în capul lui. Nu? Acolo este și scoarța și duhul. Acolo trăim. Toate lucrurile pleacă de acolo și toate lucrurile se întorc. Și am văzut aseară că omul face trupul său bolnav atunci când alții nu fac ce trebuie, prietenul înșeală, celălalt îmi fură ceva sau eu știu ce nu face, și atunci noi ne schimbăm gândirea față de acea persoană, ne luăm prizonier pentru că o facem involuntar și atunci aducem un deranj în electricitatea care duce mai departe la distrugerea sau la schimbarea chimiei și astfel avem dureri de cap sau amețeală sau hernie de disc sau ce om aveam, pentru că evaluăm situația greșit. Toți oamenii au aceeași eroare și anume așteaptă ceva de la alții. Și mi se pare așa doar după rațiune. E fain să aștepți ceva de la alții sau nu-i fain? Adică să fii la mâna altuia, ți-ar place sau nu-ți place? Știți că am un principiu în viață, tot ce pot să fac singur, fac singur. Și îl rog pe cineva numai ceva să mă ajute dacă îi fac o favoare, dacă mă ajute. Altfel nu-l rog. Nu? Deci trebuie să fie niște lucruri în care nu te pui niciodată la sau în dependența celuilalt. Dar dacă ceva este în noi, încât noi vrem ca celălalt să ne facă fericiți și eu m-am născut ca și dumneavoastră cu această eroare care mi-a sugerat că o femeie trebuie să mă facă fericit. Mi-a sugerat bine? Nu mi-a sugerat bine. Mi-a sugerat că cei iubiți ai mei trebuie să fie în viață ca pot să îmi împlinească nevoia. Eu cred că trebuie ceilalți să acționeze iubitor, respectos față de mine ca să meargă mie bine. Alții n-au voie să-mi greșească, ei trebuie întotdeauna să îmi zic adevărul, să nu mă tradeze, să nu mă bate, să nu mă fură. Eu judec pe ei pentru că fac lucruri greșite, crezând că mi le fac mie. Eu trebuie să controlez timpul, circumstanțele, banii, bunurile și viața celor din jurul meu. De ce? Pentru că cred că este important. Ați încercat vreodată să controlați banii? Da sau nu? Și ați putut controla? Ați încercat vreodată să controlați partenerul? Știți că în familie unul este cheltuitor și altul este strângător, nu? Și cine vrea să controleze pe cine? Ăla strângător pe cel cheltuitor. Și am făcut cu soția mea tot felul de aranjamente.
Am reușit vreodată? Am zis, hai să facem raramente, ne consfătuim când cheltuim ceva, când merge peste 100 de demarc. Pe vremea aceea erau mărcile. Și soția mea a acceptat. Și de atunci încolo cumpăra numai lucruri cu 99 de euro. Am rezolvat problema? Nu? Și hai să reducem asta la 10 euro. Îți rezolvi ceva? Da sau nu? Până i-am dat-o Domnului și am zis, Doamne, soția ta, sunt banii tăi, tu trebuie să îngrijești de această problemă, pentru că eu nu pot. Ha? Deci, noi vrem să controlăm timpul. Ați încercat vreodată să vă controlați timpul? V-a furat cineva vreodată timp? V-a furat timp cineva vreodată? Da sau nu? Da, așa credem cu toții, dar știți că este o minciună? Pentru că de când puteți spune că timpul e al vostru? Este al vostru timpul? Și atunci vă poate fura ceva ce nu e al tău? Se poate sau nu se poate? Și atunci? Nu este o eroare să crezi că cineva îți fură timpul? Noi vrem să controlăm lucruri care imposibil sunt pentru noi să le controlăm și cu cât mai multă putere credem că avem asupra altora, și anume cu cât ne sunt mai mult la dispoziție, credem că nevoile noastre sunt mai împlinite. Și am văzut aseară că este imposibil ceea ce noi vrem. Nu se poate ca cineva să mănânce pentru noi, nu se poate ca cineva să gândească pentru noi, totul trebuie să facem noi înșine, printr-o simplă exercitare a legii, iau ca să dau. Ideea să primești iubire este o idee care este în afara legii. Și totuși, cu toți vrem acest lucru, nu? Cu toți credem că nu merge fără aceasta. Până acum a mers conexia bine? Să sperăm că merge și acum iarăși bine. Ok? E acolo? Da. Deci ideea să fiu iubit și să primesc ceva de la alții este actul altuia și nu se află în lege. Pentru că actul altuia nu poate să-mi dea nimic și nu poate să-mi ia nimic. De aceea, ceea ce ne face bolnav este în afara legii. Și acum, dacă noi ne îmbolnăvim, pentru că Duhul nostru face o socoteală greșită, trebuie să vedem unde este acea socoteală greșită, nu? Trebuie să vedem dacă deciziile noastre sunt greșite când analizăm problema, trebuie să vedem cum analizăm problemele ca să ne dăm seama unde este greșeala, nu? Și acum va trebui să vedem cum judecă omul lucrurile. Și evident că n-am învățat asta la facultate, ci am învățat-o la cabinet. La cabinet am gândit că bolile vin din cauze diferite. V-ați mirat că am gândit așa? Câți gândesc așa? Toți gândim așa? Și astfel am zis, pun bolile diferite în diferite grupuri. Am pus grupul de acufene, grupul de amețeală, oamenii cu dureri de gât, cu tiroidă, tot ce venea, pe fiecare, zic, vreau să găsesc în fiecare grup numitorul comun. Am zis, dacă au o boală comună, trebuie să aibă și cauza comună. Simplă, eu zic, gândire. Și astfel am căutat numitorul comun prin ceea ce i-am întrebat,
să văd care e problema lor. Și evident că am găsit în fiecare grup lucruri comune, care sunt specifice grupului. La acufene e pierderea unei relații. La amețeală e un conflict acut. La gât este frică sau grijă. Asta la nivel a ceea ce omul gândește conștient. Dar în 2007, la sfârșitul lui 2007, am observat un lucru care m-a surprins și mi-a schimbat toată privirea, și anume am văzut că fiecare grup, la nivel de gândire, are aceeași problemă. Și am văzut că, indiferent ce problemă ai, că te doare gâtul, că ți-a fugit prietena, că ți-e frică, sau indiferent ce ai, totul vine dintr-un singur gând. Și când am văzut că toate pleacă dintr-un singur gând, la prima idee m-am minunat și am zis, dacă omul are doar un singur gând ca problemă, câte probleme are? Unul singur. Și un om care îi place simplitatea ca mine, am zis, fantastic. Dar nu sunt așa ușor de convins și mi-a trebuit 4 luni să fiu convins că fiecare om are aceeași problemă. Știți ce frumos este să știi că nu vine niciunul la tine cu altă problemă decât care o știi deja? Ce credeți? Din miile de istorii care le-am auzit, există vreo istorie pe care n-am auzit-o? Adică există vreo diferență dintre istoria lui Ghiță și istoria lui Ioana sau careva? Există vreo diferență? Fiecare istorie este la nivel de gândire identică. Nu-i de speriat, practic? Am gândit așa? Am crede că e așa? Nu. Noi credem că fiecare istorie este diferită. Și da, conținutul este diferit, dar structura istoriei, locul de unde, până unde, unde ajungi și unde pleacă, este întotdeauna aceeași. Și când în acele 4 luni am făcut testul să văd dacă așa adevăr este, ziceam, hai să văd dacă asta are aceeași istorie. Hai să văd dacă pleacă din același gând. Și bing! Și vine următoarea istorie și e același lucru. Și următoarea istorie e același lucru. Și într-o zi, băiatul meu care studia atunci psihologie, a venit acasă cu un chestionar, da? Cu un chestionar cu întrebări să se vadă dacă cineva are un pericol să fie bolnav sau să aibă traume psihice sau oricum. Oricum, era un chestionar cu 25 de întrebări. Și m-am uitat la acel chestionar și știți ce m-a minunat la acel chestionar? A fost că de 25 de ori te întreabă același lucru. Asta e minte mare, nu? 25 de întrebări întrebau aceeași întrebare cu un lucru diferit. Și am zis, bingo, dacă și psihologii nu au altă soluție, și anume gândul pe care îl caută este pierderea și te întreabă numai ai pierdut-o pe aia sau ai pierdut-o pe aia sau ai pierdut-o pe aia, de 25 de ori te întreabă ce ai pierdut, ca să vadă dacă ai vreo traumă. Am zis, mai mult nu există. Știați că orice problemă a unui om iese din gândul pierderii? În 2007 am descoperit acest lucru, adică am descoperit, e mare zis, dar mi-am dat seama și am fost foarte entuziasmat. Ce am făcut cu grupurile? Le-am șters.
Nu contează. Pentru că, indiferent ce-mi spune, va ajunge tot la gândul pierderii. N-ai pierdut nimic, n-ai nicio treabă. Nu poți să pierzi nimic, n-ai nicio frică. Că în psihologie sau în medicină se crede că cel mai adânc punct al omului este frica. Noroc bun. Frica este un efect sau o cauză? E un efect. E un efect al unui fel de a gândi greșit. Și are de-a face cu pierderea. Haideți să vedem cum am învățat apoi să înțeleg conștientul și subconștientul. Pentru că dați seama că aveți o singură problemă? Da sau nu? Vă dați seama? Gândiți gândul pierderii conștient? Nu. Să vedem cum luăm decizii. Deci aceasta este subconștientul, plus și minus. Ăsta e creierul, tot ce e verde e creier. Da? Și conștientul este acolo. În conștient avem voința. Și voința este, eu zic așa, poarta. Avem voința ce vrem și avem voința ce facem. Da? Deci, la intrare în subconștient și la ieșire din subconștient e totdeauna voința. Ea îți prezintă lucrurile și ea ți le și face. Am putea vorbi ore întregi despre acest mecanism, dar mă abțin. În voință, adică în conștient, trebuie să ne dăm seama de ceea ce noi avem nevoie. F-ul ăsta este pentru frig. F-ul celălalt este pentru altceva. S-ul este pentru transpirație sau somn sau oboseală. Ce-o fi? Poate le-am tradus din germană, cine știe. Dar oricum sunt nevoi fizice. Foame, nu, foame, frig, sete și oboseală. Ok, le-am făcut. Astea trebuie să ne devină întâi conștient, ca apoi să le satisfacem, nu? La fel și nevoile spirituale ale omului sunt și trebuie să devină întâi conștiente, ca apoi să iau o decizie să le împlinesc. Deci, în fiecare om, o nevoie este pe plan spiritual primară. Am văzut aceasta și consider că sunt 12, dar asta este altă chestie. La mine, aul ăla stă pentru armonie. La mine toate merg prin prisma armoniei. Nu? De aceea vroiam o nevastă armonioasă. Adică care e liniștită, nu că și în Biblie zice, Domnului îi place o femeie cu blândă și liniștită, nu așa? Și care nu are nici un fel de mișcare în plus în ea, care zâmbește tot timpul, nu? Și atunci totul este bine. Armonia este ceea ce este la mine pe primul loc, la alții o fi D este dreptatea, L este libertatea, C-ul este credincioșia, A este adevărul și S este siguranța. Da? Am pus câteva din nevoile noastre spirituale acolo, care am putut cum să le scriu toate acolo, dar să le vedem. Întrebarea însă, când conștientizez nevoia, cum se împlinește? Și haideți să luăm doar setea, da? Știți cum luați decizia ca să beți? Da sau nu? Evident că nu, de aceea o explicăm. În subconștient luăm decizia. Și ea se ia după două gânduri. Eu, asta este Duhul, e roșu, el are un gând pentru negativ, care este care? Pierderea. Și gândul pozitiv este câștig. Ok? Și eu am primit un da pentru câștig și un nu pentru
S-a dus iarăși? Ce este acolo? Deranj. Sunt prea mulți pe rețea, sunt prea mulți pe... Lasă-l băgat. Hai că s-a prins iarăși. Cumva se întrerupe. Până acum a mers bine. Văd în oglindă când... Dar văd și fețele când nu mai văd nimic. Ok. Încă o dată. Deci avem pentru minus pierdere, pentru plus avem câștig și omul are un da pentru câștig și un nu pentru pierdere. Deci câte decizii are omul? Da și nu. Și criteriul pentru da și pentru nu e setat prin câștig și prin pierdere. Orice decizie care o luăm, ne trebuie amândouă, știați? Hai să vedem măcar la băut apă. Deci cum iau decizia să beau apă? Ce trebuie să cred în subconștient? Că apa de băut este ce? Un câștig. Așa că voi spune ce? Da. Și acum încep să beau. Când mă opresc? Când băutul devine pierdere. Altfel nu m-aș opri. Aș bea tot timpul. Nu? Deci așa ne-a creat Dumnezeu. Ne gândim câștig și pierdere conștient? Nu. Nici nu ne dăm seama. Dar altfel n-am putea funcționa pentru că creierul nostru poate să primească numai un impuls la da și la nu. Pentru că nu înțelege mai mult. Computerul ăsta cât înțelege? Nu, dar cum poți să pui informația în el? Prin 0 și 1. Și același lucru este și în creierul nostru. El doar pricepe curent și curent nu. Curent și curent nu. Și curent și curent nu. Și așa el dă și primește doar curent. De aceea vom găsi vreodată gânduri în creier? Da sau nu? Nu, vom gândi ce? Doar impulsuri, da? Electrice, așa cum găsim și în computer. Și acum când am descoperit acest mecanism de câștig și pierdere, credeți că am fost entuziasmat? Da sau nu? Am fost ca un copil acolo în cabinet. Zic, fantastic. Și evident că aveam copii acasă, adolescenții, și veneam acasă și povesteam și ăștia mă provocau și mai mult. Păi zice, cum vrei tu să dovedești chestiile astea? Oricum, toate lucrurile, toate informațiile și impresiile care le avem sunt puse doar în două, hai să zicem, trei categorii. Tot ce văd, aud, simt, miros și gust, trebuie în subconștient să le pun în câștig, indiferență sau pierdere. Indiferența nu joacă rol pentru că oricum nu te interesează, este punctul zero. Da? Și de aceea tot ce simt, gust și așa mai departe, pun în subconștient, în câștig, indiferență sau pierdere și am fost așa făcut ca să merg întotdeauna la câștig sau la pierdere. La câștig, câștigul trebuie realizat, iar pierderea trebuie, pentru câștig am da, ați văzut că acolo facem curentul, și cu pierderea trebuie evitată neapărat și cu ea nu fac nimic, e 0 și 1. Așa de simplu e totul la bază. Și credeți când am descoperit acest lucru, ce credeți? M-am dus la Dumnezeu să zic, Doamne, dacă toate bolile vin din pierdere, dacă toate problemele omenești sunt că El crede că a pierdut ceva, înseamnă că acest lucru trebuie să fie scris de mult în Biblie, nu-i așa? Poți tu să descoperi ceva
după 6.000 de ani, după ce omul a fost creat, care este esențial pentru viața lui. Și evident că m-am rugat la Dumnezeu și știți unde am găsit răspunsul? Și când l-am văzut de prima dată în Biblie, l-am văzut apoi peste tot. Și am zis, cum de nu l-am văzut înainte? În predica de pe munte, cu toți o știm, în Matei 5 până 7, dar în mijlocul predicii de pe munte, unii cred în chiasm, eu știu ce teorie, indiferent cum ar fi, ea stă în centrul acestei predici și acolo Iisus o explică exact cum stă scris aici, știați? Știți că în predica de pe munte zice cuvintele voastre să fie cum? Da, da și nu, nu. De ce da, da și de ce nu, nu? Pentru că avem două scoarțe și pe una trebuie să zicem da și pe cealaltă zicem da, da, nu, nu. Creatorul știe exact cum funcționezi și orice altceva este de la cine? De la cel rău. Că mulți spun, zice, tu nu, nu există, trebuie să fie și gri, nu? Dar există doar da și nu. Nu poți să zici da și nu în același timp. Nu merge. Când zici da, e da. Când zici nu, e nu. Pentru că ele sunt opuse. În predica de pe munte, Matei 6, de la versetul 19 sau 18, 19 cred că este, zice, să nu vă strângeți comori pe pământ, unde hoții le pot fura și molile le pot mânca, sau cum este, molile și rugina le poate rugini, să le citim, poate citesc, ca să pe românește nu știu așa bine pe de rost. Matei 6, cu 19. Nu vă strângeți comori pe pământ, unde le mănâncă molile, dar noi avem antimoli, nu? Avem naftalină otrăvitoare, unde le mănâncă molile și rugina și unde le sapă și le fură hoții. Ci strângeți-vă comori în cer, unde nu le mănâncă molile și rugina și unde hoții nu le sapă, nici nu le fură. Pentru că unde este, ziceți dumneavoastră, comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. Deci, trei texte, o să citim imediat mai departe și restul textelor, dar aceste trei texte explică exact acest lucru. Și anume, inima are nevoie de ce? Ați citit sau nu ați citit? De o comoară. Nu, nemții sunt mai practici, ei numesc nevasta comoară. Nu drăguță, nu așa, o ai că este comoară. Mare sau mică, e comoară, nu? Și atunci strici, comoară! O, unde ești? Noi trebuie întotdeauna să avem o comoară. Și acolo unde e comoara, acolo ți este ce? Inima. Și unde e inima, ce este? Este viața. Nu? Pentru că Solomon, prietenul nostru, medicul primar, zice așa, în Proverbe 4, de versetul 19, 20, fiule, ia aminte la cuvintele mele, pleacă-ți urechea la vorbele mele, să nu se depărteze cuvintele acestea de ochii tăi, vom vorbea imediat ce înseamnă, păstrează-le în în fundul. Pentru că inima are și un fund, pentru că are mai multe părți, o să vedem. Căci ele sunt viața pentru cei ce le găsesc și sănătate pentru tot trupul lor. Ați citat asta vreodată? Deci câtă sănătate este din inima? Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții.
Deci, ce trebuie să ai ca să ai un izvor al vieții? Trebuie să ai o comoară. Care este singura condiție pentru o comoară? Care Iisus Hristos o pune aici în proverbe. Care e singura condiție? Nu, toate comorile prețuiești. N-ai încotro, trebuie să fii agățat. Comoara ți este viața. Care este singurul motiv pentru care trebuie, care este diferența între cele două comori? Spune Iisus să nu-ți strângi comori? Zice să nu-ți strângi comori? Sau ce să strângi comori? E greșit să strângi comori? E greșit să fii bogat? Să vrei să fii bogat? Nu, că e pus în tine, n-ai alegere. Noi trebuie să mergem spre bogăție. N-avem încotro, așa am fost făcuți. Și acum, care e toată diferența între comoara cerească și cea pământească? Care e diferența? Una ți se poate lua și alta nu. Deci, una poți să o pierzi și pe alaltă nu poți. Și dacă viața este agățată de comoara ta, dacă comoara e veșnică, cum este viața? Veșnică. Nu e simplu? Comoară veșnică, viață veșnică. Comoară trecătoare, împreună cu comoara ta, tu te stingi. Știți când tânărul bogat a venit la Iisus, a zis, ce să fac să moștenesc viața veșnică? Și între altele, la sfârșit, îi spune Iisus, vinde tot ce ai pentru ca să ai o comoară în ceruri. A vrut Iisus să scape de comori sau să-i dea comori? Omul ăsta e bogat. A vrut Iisus să scape de comori? Nu, pentru că ne-a făcut pentru comoară. I-a zis numai, uite-te, schimbă comoara asta pământească pentru una cerească. Nu-i mai fain? Că aia cerească nu ți se poate lua și împreună cu ea vine viața veșnică, pentru că asta este întrebarea ta. A înțeles-o? A înțeles, dar a crezut că ce are în mână e mai bun și s-a stins împreună cu comoara lui. Să știți că ăsta e un principiu. Toți oamenii vin la noi pentru că au pierdut ce? Comoara lor. Pentru că așa am fost construiți, nul este absolut. Adică nu putem ajunge în pierdere. Niciodată nu poți să ajungi să zici da la pierdere. Nu poți niciodată, nu este capacitate noi să zicem da la pierdere. E singurul posibil ca să zicem da la pierdere, este să vindem pierderea ca cum? Ca un câștig. Deci acum vedeți, când Adam și Eva au fost ispitiți, Dumnezeu zice este un câștig când nu mănânci din pom și o pierdere când mănânci. Și Lucifer vine și zice, e un câștig când mănânci și este o pierdere când nu mănânci. Și acum cine decide? Da, dar după ce criteriu? Pe cine crede că îi spune câștigul adevărat? Pentru că amândoi promit câștig. Să știți că nu puteți să faceți ceva cu un om dacă nu-i promiteți câștig sau evitarea pierderii. Uitați-vă la toate reclamele care sunt aici, oriunde sunt. Știți că ele au doar două mesaje. Trebuie să cumperi acum pentru că este un câștig, este o ieftinire. Și știți de ce reclama nu este continuă și are doar, este pentru anumit timp? De ce nu fac reclama asta tot timpul? De ce nu e oferta tot timpul? Pentru că lucrul ăla costă mai mult în altă parte? Trebuie să limiteze oferta pentru că tu trebuie să eviți pierderea.
Și dacă nu limitează reclama, tu oricum nu cumperi. Dar dacă o limitează, tu zici, nu, așa vine nevastă, m-am tot zi acasă, pentru că ele răspund mai bine la pierdere și zice, uite, 35% reducere. Dar știi tu de la ce preț îți dă 35% reducere? Că ei își fac prețul cum vor. Și atunci ei fac mare acolo, 35% reducere, te duci acolo, până la urmă te costă tot atâta, cu reducere sau fără reducere, pentru că ei fac prețul cum vor. E doar o momeală, pentru că vorbesc cui? Subconștientului. Pentru că noi trebuie să câștigăm și trebuie să evităm pierderea. Toate deciziile sunt doar aici. Orice reclamă este aici. Ce credeți că e mai tare? Momeala sau amenințarea? Ce credeți că e mai tare? Amenințarea e mai tare. Când nu poți momi pe cineva, ce faci? Când cu binele nu merge? Hai, Steph. Când odată știm cum funcționează mecanismul, poți în fiecare om și mai ales la tine să vezi cum funcționez. Și este mereu, mereu aceeași, că alt mecanism nu există. Ăsta e făcut de Dumnezeu și Creatorul așa ne-a făcut și nimeni nu poate să-l schimbe. Ce ne îmbolnăvește? Câștigul? Nu. Tot ce ne face probleme este incapacitatea de a spune nu pierderii. Adică atunci când pierdem daul, nu ne îmbolnăvim chiar dacă suntem sclavi. Dar când pierdem nu-ul, ne distrugem. Depinde cât de mare este pierderea. Casa mai joacă un rol. Dacă pierderea e mică, ai pierdut 5 lei, te doare? Dacă e 5 milioane, îți iei viața. Nu? Pentru că ești agățat de acel lucru. Și acum, omul se îmbolnăvește pentru că nu-ul dispare. Nu poate să zică nu la pierdere. Și văzând mecanismul acesta la toți oamenii și văzând că Iisus Hristos exact așa ne-a creat, și știți cine a fost omul care a scris o carte întreagă în Biblie despre inimă? Ce credeți? E o carte întreagă, 12 capitole. Solomon, și care e cartea? Eclesiastrul. Eclesiastrul este o carte impecabilă. Când știi odată mecanismul inimii, îl vezi că Solomon îl descrie. Și a ajuns la ce? La ce concluzie? Care e titlul lucrării sale de doctor despre inimă? Totul este deșert. Avea dreptate sau nu? Haideți să vedem din ce perspectivă a văzut Solomon lucrurile și dacă avea dreptate sau n-avea. Pentru că în inima omului, înainte ca să punem ceva în câștig și pierdere, avem nevoie de un sistem de evaluare. Și Iisus îl numește ochi. Iată că în versetul 22, după ce zice acolo unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră, zice, ochiul este lumina trupului. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău va fi plin de lumină. De care ochi vorbește? Dar dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi plin de întuneric. Și dacă, așa că dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie acest întuneric? Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, căci sau va rupe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține la unul și se va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Ce este Mamona? Mamona este comoara pe care poți să o pierzi și Dumnezeu este comoara care nu poți să o pierzi. Știți cum a venit Dumnezeu la Avram? Ce i-a zis? Eu sunt comoara ta cea
mare. O? Știți textul? Când a venit Dumnezeu la Avram, a zis la Avram, eu sunt comoara ta cea mare. Deci, avem nevoie de o evaluare, de un sistem. Și Iisus zice că există un ochi bun și un ochi rău în inimă. Știa și Solomon de ochi? Da, zice, păstrează-l în fața ochilor tăi, în fața ochilor căi. Care? Ăștia ochii sau inimii? Ochiul inimii. Ochiul inimii. Și Iisus spune că ochiul rău este în inima omului. În Marcu 7, puteți citi acasă. Deci, haideți să vedem care e diferența între ochiul bun și ochiul rău. Trebuie ochiul bun și ochiul rău, sau ochiul în general, trebuie să ne dea informația cum ajungem la câștig și cum trebuie să evităm pierderea. Asta este ochiul. Nu? Trebuie să-mi spună, uite, așa ajungi la câștig și așa eviți pierderea. Nu? N-a spus Iisus tot așa? Dacă nu mănânci, ești în câștig și dacă mănânci, ești în pierdere. Și ochiul determină acum acest lucru. Un ochi spune că atunci când primesc ceva, sunt un câștig. Celălalt ochi spune atunci când dau, am câștig. Dacă a primi este câștig, ce este pierderea? Nu i-a da. A nu primi. Nu primesc. Și primesc prea puțin sau mi s-a luat ceva. Astea-s pierde, nu? Vi s-a luat vreodată ceva? Da sau nu? Și ați socotit-o cum? Ca o pierdere. Dacă dau este câștig, ce ar fi pierderea? Care e inversul daului? A nu da. Nu dau. Sau a reține. Acum spuneți-mi la prima vedere acestor doi ochi care se află în afară, pe care ochi ați vrea să aveți? În care ochi puteți să aveți nu-ul întotdeauna asigurat și în care îl pierdeți când intrați într-o pierdere? Unde poți evita pierderea și unde nu poți să o eviți? Sunteți cu mine? Ai înțeles? Ok. Haideți să facem un test. Ce credeți, care ochi îl aveți? Ăsta de aici albastru sau la negru? În inimă. Da? Putem face foarte ușor. Știți că întotdeauna testul dovedește totul, nu? Dacă știm cum funcționează un lucru, dacă avem o lege în spatele testului și el funcționează întotdeauna, când e lege, avem două uși de ieșire afară. La o ușă primiți 1000 de euro, la cealaltă ușă dați 1000 de euro. Unde ieșiți? Pe prima, nu? Pentru că trebuie să mergeți unde? La câștig. N-aveți încotro. Și dacă ar fi numai uși unde trebuie să dai 1000 de euro, am sta aici toată noaptea. Pentru că ar trebui să evităm pierderea. Nu mai ies afară, aștept până se duce paznicul. Nu? Unde trebuie să dau. Deci omul are această idee, atunci când primește, este câștig. Și crede atunci când îi se ia ceva, este pierdere. Pentru că a cui faptă este să primești și să nu primești? Și să primești prea puțin și să ți se ia ceva, a cui faptă este? A ta sau a celălalt? A celălalt. Și poți tu avea un da sau nu pentru fapta altuia? E absurd! Nu poți!
Tu poți să ai un da, un nu, pentru ce? Pentru propria faptă. De aceea, ochiul rău e care? Ăla negru, că de asta l-am făcut negru. Și ochiul bun este cel albastru, pentru că tu poți să gestionezi, să dai sau să nu dai. Știți cine a dat deja această definiție? Vă aduceți aminte imediat de texte biblice unde Iisus zice ce-i câștig și pierdere? Da, nu aud. Asta este Solomon. Este apostolul Pavel care tot de la Iisus a spus-o, dar nu stă scris nicăieri în Biblie, numai Pavel o zice. Dar o avea de la Iisus, zice, Domnul nostru zice că e mai ferice să dai decât să iei. Iisus așa zice, dacă vrei să-ți păstrezi, adică să rețin, aș mai putea scrie aici să păstrezi, viața o vei pierde. Și dacă o dai, pentru cauza Evangheliei, o vei câștiga. Simplu? Foarte simplu. Deci, un ochi îmi ia capacitatea de a decide, mă face prizonier ce fac alții, și un ochi e lumină, e sănătos, îmi rețin capacitatea de a da și nu, pentru că știu cum ajung și cum evit pierderea. Dar acum câți oameni avem pe pământ care cred că nu li se poate face pierdere decât ei prin fapta lor? Am fost într-o seară când am început să descoper aceste lucruri, să-mi dau seama de ele, în cabinet și a plecat ultimul pacient și să steam încă la masă un pic și mă gândeam asupra cazului și mi-a venit un gând și gândul așa, nimeni nu-ți poate face pierdere. Și în definitiv și nimeni nu poate să-ți facă câștig. Numai tu poți să-ți faci pierdere crezând că cineva îți poate face pierdere. Și am gândit la acest gând foarte mult, pentru că nu iau orice gând ca bun, dar să știți că după mai mult ca 10 ani sunt convins, pe baza legii o să vedeți, legea nu permite ca altul să-ți facă câștig sau altul să-ți facă pierdere. Pentru că legea guvernează doar fapta altuia sau fapta ta. Doar fapta ta. De aceea oamenii sunt bolnavi, pentru că nu pot evita nu pierderea, ci pierderea personală. Deci, ideea aceasta că am pierdut ceva ce e al meu, e numai dătător de boală. Dacă am zice că pierderea nu este a mea, atunci nu ne-am trebuit să ne împotrivim, n-ar trebui să zicem nu și am lăsat să fie. Dar dacă e pierderea care crezi că este a ta, trebuie să spui nu, dar nu poți. Și atunci ești într-un cumplit vârtej. Vreau să vă dau câteva exemple. Un pacient a venit într-o seară, după masă, și avea un țiuit în urechea dreaptă. Și țiuitul a venit cu câteva săptămâni înainte, i-am făcut toate testele, evident, că țiuitul, știți unde este? E doar în scoarță. Și se poate chiar vedea, în RMN funcțional, poți să vezi că este o reacție chimică. Țiuitul pe care Duhul îl percepe ca un continuu. Și acum îl întreb care este ce? Pierderea lui. Pentru că fără pierdere poți să ai un țiuit? Nu poți. Și atunci el îmi spune că acum un an jumate unul din copiii lui, un copil de 8 ani, 9 ani, a murit de cancer. Și mai are 2 copii și o nevastă. Și acum am zis, păi e deja un an jumate trecut, cum devine sunetul după atât timp?
Și atunci el îmi zice, cu cât trece timpul mai mult, cu atât gândul devine mai insuportabil că am pierdut copilul. Zice, cu timpul așa s-a accentuat că nu-l pot controla. Și am zis, dar mai aveți și nevastă și alți doi copii. Se mai gândește la ei? Da sau nu? Nu se mai gândește la ei, pentru că pierderea este în centru. El exclude restul lumii și numai pierderea asta îl ia prizonier. Pentru că este ceva scump un copil sau nu-i scump? Da sau nu? Da. Și atunci dacă e al tău, mai poți trăi? Nu mai poți. Și dacă poți, nu mai treci bine. Pentru că nu poți trece peste pierdere. Să știți, nu poți spune la nu, nu poți spune nu pierderii și dacă o consideri personală, ești prins în capcană. De aceea mi-am pus întrebarea, ce este fundul inimii, de unde iese ideea de ceva personal? De unde pleacă gândul că copilul meu este al meu? Știți de unde pleacă acel gând? De unde pleacă gândul că trupul meu este al meu? De unde pleacă ideea că eu am ceva personal? Și să știți că am găsit fundul inimii, fundul ochiului, în identitatea pe care noi credem că suntem. Cine sunt eu este fundul inimii. Și cine sunt eu determină toate acțiunile mele. Cine sunt eu este începutul oricărui gând. Oricărui gând vine dintr-un izvor. Gândul ce este? Informația sau purtătorul de informații? Gândul ce este? Informația sau purtătorul de informații? Ca și cuvântul, gândul este doar un purtător de informație. El este un camion, așa numesc gândul și cuvântul sunt camioane. Ok? Și acum, undeva trebuie să încarci acest camion cu... De unde vine informația? Trebuie să vină din afară. Din afară, Duhul trebuie să-și ia informația și, cum să zic, dispeceratul, nu? Acolo unde se încarcă gândurile, sunt cine sunt eu. Și acolo pui informația pe camionul care îl duce. Și poate să fie gândul cu tare, gândul cu tare, gândul cu tare, transportă câte o informație. Și acum, de unde, ce este acest loc, cine crede omul că el este? Și am constatat din motivația lui, pentru că motivația se poate, cum să zic, mai mult sau mai puțin se poate vedea. Și noi am știut și știm și psihologii și Biblia ne spune că omul este egoist și mândru. Nu-i așa? Și acum, de unde vine egoismul și mândria? Că trebuie să găsim mereu fundul, adică de unde pleacă? Și pentru mine egoismul l-am redus la întrebarea, eu am proprietate. Și mândria este eu pot produce. Sau eu pot să produc. Asta e mai scurt, că dacă vrei să explici egoismul, poți? E un cuvânt fără explicație și mândria la fel. De aceea am văzut ceea ce îl determină pe om în gândirea lui în profunzime, este doar că el poate și că el are. Astea sunt cele două lucruri care îl determină în a face ceva. De aceea omul dă întotdeauna la început, pentru că el are și poate, dar dă cu scopul să primească. Întotdeauna? Întotdeauna. Vă spun o poveste simplă.
unui pacient care nu-și cunoștea inima, dar când a venit și am vorbit despre inimă, mi-a spus, uitați cum am procedat. El a făcut o zi, o mastică cu mai mulți prieteni la cărciumă sau la, cum zice, la restaurant și când se uită acasă pe plata restaurantului, vede că omul s-a înșelat cu 200 de mărci. Pe vremea aceea mai erau mărci, când a avut această sărbătoare și în loc să-i socotească 900 de mărci, i-a socotit doar 700. Și dacă tu ai în tine, la început, poate aici, dreptatea, nu armonia, dacă cineva îți dă un cent în plus, ce faci cu centul ăla? Îl duci înapoi, că dreptatea nu te lasă să îl ții, nu? Și atunci el sună pe om, îi duce banii a doua zi și pe când îi duce banii și îi pune acolo, mai bea și el un suc cu nevastă sa. Și sucul costă 5 mărci 80. Și pentru nevastă și pentru el, 5 mărci 80. Ce credeți? Crâșmarul, sau cum zice? Omul cu cârciuma. Îi cere banii sau îi zice merge pe casă? Îi cere banii, pe drept sau pe nedrept? Pe drept. Și zice 5 mărci 80. Dar omul e fericit? Nu. Așa se supără, pentru 15 ani nu mai calcă în acel restaurant. De ce i-a dus banii înapoi? Să primească ceva sau să dea degeaba? Spuneți-mi, când dumneavoastră faceți dreptate, trebuie să vi se plătească dreptatea? Da sau nu? Așa credem? Ce bine ai făcut! Dar iubiților, a face dreptate e natural, nu ai ce să ți se plătească. Deci omul întotdeauna dă ca să primească. Și când vine un băiat după fată, tot de aia face? Sau o fată după un băiat? Că și ele astăzi sunt vânătoare. Tot așa face? Cum poți să testezi inima dacă te iubește și îți dă degeaba? Sau îți dă cu interes pentru el? Cum poți? Poți să testezi inima sau nu poți să testezi? Da, dacă știi odată cum funcționează, îți faci tot felul de teste. Dar tinerii săraci nu mai prea fac teste pentru că sunt bucuroși că au găsit pe cineva, nu? Atunci, ei cred că nu mai merge altfel. Dar să știți că mai bine testați. Da? Așa propun. Și testul e simplu. Trebuie doar să îl pui sub ce? Pierdere. Acolo unde el dă, nu primește ce așteaptă. Și atunci îți aduci un cadou, nu? Sau îți aduci niște flori și tu zici, a venit ceasul testării, hai să vedem inima omului. Nu? Dacă vrei să vezi inima omului, testează-l. Iei florile și le ignori, dacă nu vrei să fie testul prea tare. Sau le arunci la gunoi, te duci direct la coș și țac. Și zici, hai să văd cum reacționează. Și dacă băiatul se supără, zice, dragă, cum toată iubirea am băgat-o aici, cum poți să-mi faci așa ceva? Zâmbești și zici, ai pierdut testul. Îmi pare rău de tine, mi-ai adus florile pentru tine. Câți băieți ar trece testul? Adică dacă băiatul ar reacționa și ar zice, draga mea, cum îți merge astăzi? Ai vreo problemă? Arunci florile Domnului care le-a făcut să crească. Poți să te ajut cumva? Ce faci cu florile? Le scoți din gunoi, zici, ai trecut testul, putem merge la sfat sau unde se merge, la preot. Dar să știți, prietenia
între băiat și fată a fost făcut ca să testezi, nu ca să, cum să zic, să ai, să petreci deja relația. Și atunci trebuie să-i duci pe oameni la stres. Dacă ai o fată și vrei să vezi dacă e fricoasă, nu mergi cu mașina și nu mai ai benzină noaptea. Și vezi cum reacționează. Dacă e isterică și zici, draga mea, viața este grea, așa că mai bine du-te tu cu mama și eu mă stau. Pentru că nu putem merge doar pe chestii unde suntem bine, că în viață se mai duce benzina, nu? Se mai stai în pană și vrei să ai lângă tine cineva care zice, oh, nu-i nimic o prebă, ne încredem în Domnul, hai să dormim un pic, ne dăm un pupic și până mâine va fi bine. Nu? Deci va trebui să testăm inima omului și nu poți testa decât la stres. Ne testează Dumnezeu sau ne testează? Sau ne va lua în cer fără test? Nu o să știți. Ești testat să vezi de unde faci ce faci. De aceea, fiecare om care are ochiul rău, nu dă niciodată nimic decât pentru sine. Dar e așa de ascuns acest lucru, că apare ca și când ar fi iubire. Pentru că noi zicem, păi da, să nu ne pese? Nu e vorba de nepăsare. E vorba numai pe cine plângi când ești în problemă. Haideți să explorăm pe baza motivației să vedem de unde vine motivația de egoism și mândrie. Că trebuie să aibă și un început? Trebuie? Da. Trebuie să răsară de undeva. Haideți să vedem de unde răsare. Și putem să o explorăm fără să... Știți, matematica este din două cunoscute, faci celălalt necunoscut. Deci, toate problemele omului apar că este posesiv. Dacă lui nu-i poți lua nimic, el este imun față de ce se întâmplă în jurul lui. Știți care om a fost imun față de tot ce i s-a luat? A fost Iov. Să știți, când știți odată cum funcționează inima, știți că Iov a fost pe deplin neprihănit și în tot testul lui a rămas neprihănit. Și niciodată inima sa nu s-a mișcat din locul unde era. Pentru că ochiul lui era un ochi bun. Ochiul rău a fost dat afară. Pentru că atunci când tu pierzi în 12 ore tot ce ai și n-ai avut puțin, nu? În 12 ore pierzi absolut tot, numai nevasta ce mai lasă, ca să te ispitească. Și restul îți ia. 10 copii, nu unul. Și toți mor de odată. Am avut odată o pacientă care stătea la mine la seminar și după aceea am vorbit cu dânsa și într-o săptămână și-au luat viața două fiice ale ei. Teribil sau neteribil? Ce mă lasă pe mine atunci totuși să știu că există soluție la aceste lucruri este pentru că știu că Dumnezeu supra-solicită pe vreunul vreodată sau nu. Va veni vreodată în viața unui om ceva prea mult decât poate să ducă? Nu va veni. Indiferent ce este. Dar el crede că este prea mult. Și acum, Iov pierde tot. Și ce zice? Haideți să vedem ce fantastică inima are Iov. Zice, ce a zis? Nu, înainte încă. A, încă înainte. Vedeți că noi citim foarte selectiv, nu? Fiecare cu ce îl sau ce îl fascinează. Înainte să zică Domnul a dat, Domnul a luat, el arată statutul lui de plecare. Care a fost? Gol am ieșit și gol mă duc. Dumnezeu a dat, Dumnezeu a luat. Deci, Iov câtă proprietate avea?
De ce n-avea proprietate? Pentru că nu putea crea nimic. Am cel mai dificil caz, l-am avut anul acesta, adică caz care m-a cuprins și m-am rugat mult lui Dumnezeu să pot ajuta pe acești oameni, a fost că acum 23 de ani un om a ucis fata lor de 7 ani. Și i-am avut acum anul acesta, după 23 de ani, a venit el ca pacient să-i curăț urechile, doar pentru urechi a venit, dar pentru că eu sunt mereu atent și în timp ce curăț urechile mai întreb cum îi merge și mi-a zis, nu merge bine, nu pot să dorm. Și dacă cineva zice că nu poate să doarmă, tu știi că are ce? Pierdere. Și atunci îl întreb ce are. Și omul îi place să spună oful de pe inimă și îmi spune, de 23 de ani nu poate să doarmă pentru că cineva le-a omorât fata. Și a zis, eu mi-aș fi luat viața dacă nu mai aveam o fată cu 2 ani mai tânără ca ea. Și am zis, tremură, avea mai multe, avea și diabet tip 1 și așa, și avea adunat în timp aceste boli și mi-a zis că a fost la medici să-l ajute, dar nu l-a putut ajuta nimeni. Ce credeți că pentru acest om există o scăpare? Ca să poată să doarmă iarăși? Da sau nu? Ce îl va scăpa? Adevărul care descoperă minciuna și el, dacă va alege adevărul, va putea dormi din nou. Dacă el suferă, credeți că soția lui suferă? Da. Suferă fata, care acum a 28 de ani, avea 5 ani atunci. Au venit, i-am invitat pe toți trei. Știți că e bine să pescuiești în grup? Și am început să vorbesc, evident că încep încet, de la... Și trebuie să ajung la acest punct cu inima. Pentru că aici este problema. Nu este numai moartea copilului, este și nedreptatea care s-a făcut. Și judecătorul care a judecat cazul a zis, trebuie să-i dau omului care a făcut-o circumstanțe mai bune, pentru că n-a chinuit-o chiar așa de mult. Că dacă o chinua mai mult, îi dădea mai mult. Dar după autopsie și așa, fata a murit destul de repede, așa că nu putem să-i dăm mai mult decât 15 ani de închisoare. Dar oricum, închisoarea asta plătește pagubă? Spuneți-mi, vreo pedeapsă poate să plătească vreo pagubă? Poate pedeapsa să facă dreptate? Să știți că nu, dar în sistemul nostru, în teologie, credem. Pedeapsa nu poate niciodată să facă dreptate. Și acest om era trist și că judecătorul n-a. Nu? Omul acesta e nedreptatea? E copilul scump sau nu-i scump? Zice, am uitat din viață în anii aceștia prin ce am trecut, dar ziua aceea când lucrurile s-au întâmplat, știu fiecare minut cum lucrurile au fost. Deci alea nu le pot uita. Toți trei, mama, tata și fata, aveau insomnii din acel timp. Toți trei aveau boli diferite. Din ce cauză? Pentru că socoteau totul ca o pierdere personală. Și fata își făcea muște de conștiință, zice, dacă nu o lăsam pe sora mea singură, deși ea e mai mică, poate nu se întâmpla. Vedeți cum merge eroarea în mintea noastră? Și acum, ei trebuie să înțeleagă ce trebuie să înțeleagă, de fapt. Unde e eroarea lor? Care îi pune în închisoare? Pentru că cred că copilul este... al lor.
Dacă ar fi fost copilul vecinului, mai puteau să doarmă sau nu? Da. Pentru că e vecin, nu este al meu. Și acum a trebuit să le explic și sper că au înțeles că fata nu este a lor. Ușor sau greu? Doar rațional poți să înțelegi aceasta, în inimă protestează tot ce ai în tine, nu? Pentru că inima te păcălește și spune că copilul ăla este al tău. Și mai sunt oameni de ăștia credincioși care au avut o fată tot așa credincioasă, avea 16 ani și zice, tatăl meu așa zice, eu te-am făcut și eu te omor. Nu? A făcut-o tata pe fata? Da sau nu? Absolut. Poate un om să facă un copil? Nu. Poate o mamă să facă un copil? Nu poate. Pentru că trebuie cât? Trebuie doi și trebuie pe Dumnezeu care vrea să se facă copilul. Pentru că nu se face niciun copil fără voia Domnului. De aceea, noi va trebui să înțelegem cu rațiunea, că aia mai avem liberă, că nu se poate să posedăm la nici o clipă ceva. Și Iov a știut aceasta nu numai în conștientul lui, dar și în inima lui. Deci soția este a cui? A Domnului. Dacă te înșală, sau dacă este infidelă, te înșală pe tine sau pe Domnul? Și atunci de cine ți-e milă? De tine sau de Domnul? Pentru că vei fi întotdeauna milos cu cel care are paguba. Vedeți? Noi nu suntem miloși cu Dumnezeu nostru, suntem? Că El este cel care pierde acest copil. El este acela care îi se fac toate pierderile pe acest pământ. Că Lui îi aparțin și El le-a creat. Dar noi avem milă cu noi pentru că suntem în eroarea că este al nostru. De aceea să știți, eu am văzut cum funcționează omul, am zis, punem pe toți conducătorii religioși, toate religiile luăm la rând și pe fiecare găsim ce este cel mai prețios al lui și luăm și vedem cum reacționează. Nu este și ăsta testul cu Iov? Da sau nu? Știe Satana cum funcționează inima? Știe sau nu știe? Extraordinar! Și el știe și când vede că Iov zice, am luat binele din partea Domnului, să nu luăm și răul. Puternic sau nu puternic Iov? Și a sfârșit hainele de ce? Pentru sine sau pentru ceea ce s-a întâmplat? Mila cu el cu cine a avut milă? Când Iov și-a sfârșit hainele. Cu Domnul a avut milă. Zice, Domnul a luat și Domnul a dat și Domnul a luat. Numele Lui să fie lăudat. Da, s-a îngrozit de ce s-a întâmplat. Dar el nu s-a gândit la sine, pentru că era conștient că ăștia nu erau ai mei. Noi trecem testul? Cât trebuie să ni se ia nouă ca să arătăm că nu e al nostru? Știți că eu când am început să știu aceste lucruri, am zis, ok, Doamne, casa e a Ta, mai târziu i-am dat și nevasta, i-am dat copii, mașina, tot ce am este a Lui. Poate să-mi ia cineva ceva? Poate? Nu poate. Și atunci dacă mi se ia, zic, Doamne, Tu ai dat, Tu ai luat. Și eu așa vorbesc cu el, zic, Doamne, dacă îmi ia cineva telefonul, nu mai am cu cine să vorbesc pentru Tine la telefon. Nu? Că doar l-am pentru Domnul telefonul sau l-am pentru mine.
Numai pentru Domnul am. De aceea, dacă nu-L mai am, zic, dacă nu arunci altul, eu nu mai am ce să fac. Sunt așa de bucuros că Dumnezeu m-a învățat să știu cine e răspunzător pentru ce. Știți că Dumnezeu e răspunzător să am un telefon? Adică El e răspunzător pentru mijloace, eu doar iau ca să dau. Credeți că vreodată mă voi angrena să am bani? Dacă sunt în lucrarea lui Dumnezeu, zic, Doamne, dacă nu-mi dai bani, nu lucrez. Pentru că n-am ce să iau ca să dau. Știți ce liniștit este? Zic, Doamne, dar să știți că încă nu am ajuns acolo și nici nu voi ajunge, pentru că El vrea să lucrez mult sau puțin. Mult, și așa zice, uite aici ai banii, dă-i, ca să... Dar nu o să mă obosesc eu să mă gândesc la bani. Dar a durat ceva timp până am ajuns la ideea aceasta, să știu că aia e treaba Lui. Eu sunt angajat. El e cu plata, eu sunt cu cheltuiala. Nu? E foarte clar. Eu nu pot să fac bani, nu pot să fac timp, nu pot să fac nimic. El le face, eu le folosesc. Pacienții zice... Domnul doctor, vă mulțumesc că v-ați luat atâta timp din timpul vostru prețios. Zic, eu n-am avut niciodată timp, timpul e prețios, dar e timpul Domnului și dacă l-am folosit pentru dumneavoastră, e perfect. Mi-e dator ceva omul? Zero. Chiar dacă am stat 2 ore, sau câteodată trebuie să stau 3 ore câte cu un pacient, depinde cum este, dar am pierdut ceva sau am câștigat? Eu doar câștig, pentru că iau ca să dau. Și cât dau de la mine? Nimic. Nu-i fantastic? Eu vă spun, nu e ceva nimic mai frumos să știi că folosești lucrurile altuia pentru ăla pentru care îl folosești. Domnul ți-a dat ca să dai. Spuneți-mi, brațele dumneavoastră de cui sunt? Trupa cui este? Era odată o soră și a venit la mine că a paralizat brațul pentru că a avut un accident și s-a rupt plexul brachial și de 7 ani ea acum avea brațul paralizat. Și era între 40 și 50 de ani, adică la 40 și ceva de ani s-a întâmplat și acum era peste 50, de vârsta mea cam, și avea dureri puternice în acel braț. Și am zis, de la accident, durerile astea nu pot fi. Trebuia să pună morfină și nu știu ce. Și zic, cum gândiți la accident? Vă iubește Dumnezeu sau nu vă iubește? Zice, păi m-a iubit până la accident, dar de atunci m-a pedepsit. Nu? L-a pedepsit? A pedepsit-o? E așa crede. Pentru că ea lucra cu brațul ăsta pentru cine? Nu pentru ea, că mai avea și fii și fiice, sau eu știu, că noi lucrăm pentru cine? Pentru copiii noștri, nu? Și atunci, dacă ea folosea brațul pentru Domnul și Domnul îi pune brațul în pensie, ea cu cine are milă? Nu? Zice, ah, Doamne, pentru Tine îl foloseam, acum te slujesc cu stânga și pot să fac ce vreau, dar îmi pare rău că nu te pot sluji cu ambele brațe. Vreo depresie? Vreo pierdere personală? Da sau nu? Gândim noi așa? Pentru că suntem în inima noastră cum? Posesivi. N-am terminat niciun sfert din câte am vrut să prezint în seara aceasta, dar o să fac aici o pauză până mâine seară, pentru că trebuie să mai explorăm un gând și vreau ca să-l gândim bine. Ce crede omul că el poate crea? Că dacă nu ar crede că poate să creeze, n-ar putea să fie posesiv. Să mai facem testul asta repede. Ce crede omul că poate să creeze? Haideți să vedem. Că toate se pot, pe termen matematic, scoate afară. Luăm nevoile de bază. Oxigenul. Spuneți-mi, putem să-l producem? V-ați chinuit vreodată? Nu. Cum e metoda de
aprovizionare sau de satisfacere. Cum e metoda? Legală. Legală. Iau ca să dau. Nu? Întotdeauna legea trebuie să fie la spate. Iau ca să dau. Care-i sursa? Aerul. Apa, v-ați chinuit vreodată să faceți apă? Nu. Cum faceți? Iau ca să dau. Cum este sursa? Izvorul de apă. Hrana, ați produs-o vreodată? Sigur că nu. Cum ați făcut? Ați luat ca să dați. Vedeți că legea este întotdeauna la fel și sursa este pământul. Și acum ajungem la iubire, la dragoste. Spuneți-mi, dragostea o produceți, o dați de la voi sau o luați undeva și o dați? Acum nu gândiți religioște, gândiți așa cum gândiți în inima voastră. Când zici la cineva te iubesc, cu care dragoste îl iubești? A? Când iei o floare, cu care dragoste aduci floarea? Cu a ta, crezi. Știți că eu am adus-o într-o zi flori la soția mea, după ce Dumnezeu m-a repocăit, că știu că îi plac florile, dar eu sunt cam mai necioplit așa, nu prea aduc flori. Dar Domnul mi-a adus aminte și El necioplește să ne ajută. Și fiind în pădure, am văzut florile, nu costă nimic, m-am plecat, le-am luat, am dus acasă și îi le dau. Îi se deschid ochii la soția mea, vede florile, se bucură și eu fac o greșeală. Și zic, Domnul mi-a zis să-ți aduc niște flori. Ha! Cum a reacționat? Aproape că a luat florile să le arunce, dar nu le-a aruncat, erau frumoase, dar zice, eu nu vreau florile Domnului, eu îl vreau ale tale. Și am zis, draga mea, nu știi ce zic, de când pot să fac eu flori? Vedeți? Omul cât de îngust este, deci ia iubirea cui vroia? A Domnului sau a mea? Deci eu nu vreau să mă iubească Domnul, eu vreau tu să mă iubești, nu? Să vină iubirea de la tine. A durat vreun an jumate, așa cred, până într-o zi, tot aici eram în România, era primăvară, am găsit niște florice, alea albăstrele, alea albe, cum se numește, fiorele, da? În pădure le-am văzut, zic, astea spre fratele nevastă mea, zic, Doamne, îți mulțumesc, țăr-țăr, le-am strâns și vin și le aduc în cameră unde eram în gazdă, acolo unde stăteam, și dau florile. Și cum le vede, zice, ce bun este Domnul. Zic, în sfârșit ai realizat. Deci, iubiților, nu este absurd să vrem ceva de la un om sau să credem că dăm ceva de la noi, dar toți oamenii cred că iubirea vine de la ei. De aceea ei au ideea scâlcită, imposibilă, că poți să te iubești pe tine. E ca și când tu poți să bei pe tine. Nu există așa ceva. Iubire de sine nu există. E pur și simplu o iluzie. Pentru că de aceea noi cum facem? Dau să primesc. Vedeți diferența la metoda de administrare? E opusă legii sau nu e opusă legii? E opusă legii. Pentru că cred că vine de la mine. De aceea dau iubirea ca să o primesc. Și atunci m-am nevoie de o sursă? Nu, că ți-am dat de la mine, ți-am dat toată atenția, tot trupul, toată puterea. Și acum m-ai lăsat singură. Sunt singur. Deci, omul crede că dragostea este creația lui. Și dacă el crede că creația este a lui și el crede că are posesii, posesie, că trupul este a lui, că viața este a lui, că copiii sunt a lui, că tot ce are este a lui, el ce trebuie să fie? Ce trebuie să creadă el? Cine crede omul că el este? Sunt doar două identități posibile.
ori ești creator, ori ești creatură. Deci ce crede omul prin motivația lui că este? El crede că este creator și anume Dumnezeu. Toți oamenii cred asta? Sigur că da. Că mai vin pacienți la mine când ajung la punctul ăsta, zice, domnul doctor, eu asta n-am crezut niciodată despre mine. Zic, sunt convins, conștient, nu. Dar dacă n-ați cred eu, n-ați fi pacient la mine, pentru că eu am numai Dumnezei ca pacienți. Voi râdeți, dar asta este adevăr. Ființe create nu se îmbolnăvesc. Numai cei, nu? Iov s-a îmbolnăvit? De aceea că i-au luat ceva? Nu, de aceea a trebuit să-l facă satana extra bolnav. Că dacă Iov pierdea sau gândea că el aparține, el se îmbolnăvea de moarte și murea și satana ar fi câștigat pariul. Ar fi zis, uite-l că e al meu. Și Dumnezeu i-a dovedit, uite că este al meu. Gândește ca mine. Ăsta e o ființă creată. Ăsta nu este un posesor de lucruri. Să știți, fiecare om crede că este un Dumnezeu. Dar asta dovezile le facem mâine seară. Mai sunt întrebări pentru seara aceasta? Ceva de ce n-ați înțeles? Sau... Mâine seară mergem, sper, mai repede. Dacă nu, sunt întrebări. Vă mulțumesc pentru atenție și mai cântăm o cântare frumoasă, una de-a mea preferată. Spuneți! Dacă eu l-am neglijat și l-am pierdut din neglijență personală, sunt răspunzător, pentru că nu e al meu. Dar dacă mi-l fură cineva, nu? Am vreo răspundere? Nu. Dacă mi ia cineva haina, fără să vreau, nu? N-am nicio răspundere. Dar eu am o răspundere foarte mare, să știu, și răspunderea este mult mai puternică dacă o mamă are un copil și știe că e al Domnului. Cum îl va crește? Mai bine sau mai rău? Mai bine că se va temea de cine? De Domnul care va zice, cum mi-ai crescut copilul? Dar mamele cum gândesc? Dacă e al meu, fac ce vreau cu el. Îl las acasă, mă duc, îl pun în creșă, nu? Dacă mamele ar ști, și tații, că să nu-i luăm excepție, dacă ar ști că cresc copilul lui Dumnezeu, ei l-ar crește cu teamă. Pentru că știi că trebuie să dai răspundere. Că dacă ar fi al tău, trebuie să dai cuiva răspundere? Dacă trupul e al tău, trebuie să dai răspundere ce faci cu el, ce gândești și ce bagi în el în mâncare? Trebuie? Are Dumnezeu vreun drept să-ți ceară răspundere dacă tu posezi ceva? Are sau nu are? Evident că n-are. Dar de aceea trebuie să-i învățăm pe copii de mic. Tu nu ai nimic. Jucăria aia cui este? A Domnului. Și dacă o zgârii, Dumnezeu îți cere socoteala. Așa învățăm pe copii? E bine, măcar o familie. Trebuie să învățăm că camera lor e a lor sau nu e a lor? Hăinuțele a cui sunt? De ce să le țină ordonate? Pentru că nu sunt ale lor. Dar e răspundere. Cu cât Dumnezeu ți-a încredințat ceva, e răspunderea ta ce faci, dar vei trebui să dai socoteala. De aceea nu neglijăm, nu lăsăm lucrurile să le fure, dar dacă le fură, da? Nu lăsăm gazul să ardă sau ceva și să se întâmple. Nu facem un accident conștient că oricum e mașina Domnului, nu contează. Nu? Că Dumnezeu va zice, ce ai făcut cu ea? Pentru că este a mea. Să știți că noi am fi alți oameni, dacă am fi gestoniar. Și să fii un, cum zice, administrator, știți că nu poți să administrezi niciodată bunurile tale?
Ideea de administrator este că tu întotdeauna administrezi bunurile altuia. Și așa am fost făcuți. Dumnezeu ne-a dat pământul. A Lui era sau al nostru? A Lui. Ni l-a dat ca să-L administrăm. Pentru că era a Lui. Și noi trebuie să dăm socoteală pentru acest lucru.